Bună ziua, comandos! Nu uitați că comandos înseamnă luptător și în ziua de astăzi, chiar că statul român confrunte cu politicienilor, ne face să luptăm pentru că e criză și o să fie criză mondială și trebuie să ne luptăm ca să obținem ceea ce dorim. Un litru de ulei, un kil de cartofi, aia, când ar fi putut să fie în continuare liniște și pace, și fiecare să-și vadă de treaba lui, dar nu a fost așa. Iată că astăzi voi face ceva spectaculoar. Știu că se găsește și în România proteine soia, bucăți mari. Okay? Eu le prefer pe asta mai mari pentru că prima oară le voi băga le voi băga cum se numește, la opărit, așa, și fac un sos de soia, sau să zic o tocăniță cu soia și cu zacuscă. Ha, ți-au zis zacuscă. Să știți bine că zacusca nu se mănâncă numai pe pâine. Eu o folosesc în diferite combinații care le vedeți pe internet, pe acolo, la mine, bineînțeles, la Papi Kitchen. Deci aici ce am? Aici o să pun bucățile de soia. O să le dau un clocule să fiarbă cât să moaie ele. Aici o să pun niște paste pentru două persoane, pentru o masă acum la prânz. Și aici am pus la călin niște ceapă cu o lingură de ulei de măsline trufat, peste care o să pun soia, după care o să pun zacusca mea ca să se îmbie în soia, ok? Dar să trecem la treabă, pun soia la fiert și jumătate din spaghete. Acest sos de soia cu, nu sos, adică sos format din bucăți de soia și zacuscă, se poate mânca cu diferite paste, cu spaghete, cu orez, chiar și cu pâine dacă vreți. Nu uitați că avem aici foarte multe proteine. Ia să vedem. 50 de grame de proteine pentru 100 de grame. Vă dați seama, aici am 175 de grame. Deci cât de sățioase sunt astea, înlocuiește carnea. Bineînțeles că și pastele au proteine. Pastele acestea au 12,3 grame de proteine pentru 100 de grame. Deci pentru 50 de grame avem 6,1 proteine și aici pentru 100 de grame 50 împărțit la 2,25 cu 6, 31 de grame de proteine. Wow, excelent! Vedeți cum se înlocuiește cărnița pe timp de post, că suntem încă în timp de post și abordez mai cu seamă acest tip de mâncare. Dar să trecem la treabă. După cum vedeți, bio. Căutăm să cumpărăm cât mai naturale, organice posibile ca să nu să fim siguri că vedeți, să fim siguri că mâncăm ceva de calitate. Mai bine de calitate și puțin mai scump decât ieftin și ne doare stomacul după aceea. Iar pentru ca sosul meu să devină și mai original, am aici salată din 3 alge marine. Așa, care vedeți tot așa prin videourile pe spate, pe acolo mai vedeți alge marine. O să pun și cam o lingură de supă de alge marine la fiert ca să se îngrașe și ele și la sfârșit să vină în sos și o să-i dea un gust așa mai particular. La acest sos de zacuscă o să văd, o să-i dau un niz cu condimente exotice totuși. Eu aleg totdeauna să le fierb înainte de le pune într-o mâncare pentru că ele își mai lasă amidon și se mai curăță de eventuale impurități care ar putea exista și care ar putea deveni dezagreabile atunci când le mâncăm. Bun, le las cam 10 minute la foc mai intens, după care le voi stricura și le voi pune în tigăiță.
Mai la sfârșit o să pun pastele pentru că sunt foarte fine și nu durează decât 5 minute de preparare. Uitați. Bun, pe mai târziu. Așa, uitați. Soia după 10 minute de fiert. Excelent, are un gust bun. De obicei are un gust mai fad așa și nu place la toată lumea. Și pentru a familii, pentru a evita de a face mâncare pentru două, trei feluri de mâncare, pentru că unul vrea așa, unul vrea așa, trebuie să-i dăm gustul ăla comun la toată lumea ca să poată să mănânce toată lumea, să nu facem diferențe, da? De aceea am făcut eu această prăjeală, așa, foarte finuț, așa, am mai adăugat niște ceapă verde din grădină și niște cozi de pătrunjel. Adică pătrunjelul cum era mare, prima coadă i-am dat-o jos și între frunze și mai rămâne încă puțină coadă. Coada asta am tocat-o, iar la sfârșit vom adăuga restul de frunze. Okay? Deci voi pune aici bucățile de soia, peste care o să pun două ingrediente. Asta este un ingredient reunionez. Se numește combava. Are un miros așa călămâița, să zic. Da, în special lămâița aduce. Foarte, foarte bun. Și aici am un amestec de ingrediente, printre care piper, ghimbir, fenugrec, ardei iute, muscadă, punem și asta puțin de la așa pentru să-i permită la sosul de zacuscă să împrăște savoarea mai bună și să învăluie bucățile de soia. Aici am pus și spaghetele care fiind foarte fine, 2-3 minute le trebuie ca să se facă al dente la treabă. Și să zic așa, 2-3 minute călim puțin aceste bucăți de soia. Ia uitați ce este aici, o minunăție. Așa, înainte să punem zacusca. Punem și puțină apă pentru omogenizare mai imediată și perfectă. Mai amestecăm așa. Normal ar trebui să frectică așa. Hop, hop, hop. Acum am telefonul mai dreaptă, lucrez cu stânga. Am descoperit că pot să fac lucruri și cu stânga. Ce mai faceți? Dacă ați ajuns până aici, sper că ați și abonat. Sper că ați aprins și clopoțelul ăla, l-ați activat. Vorbesc mai încet așa să nu trezesc pe nepoțică care tocmai s-a culcat. Și cum somnul este, trebuie să fie dulce așa să poată să se trezească în voie bună. Să facem alte lucruri, trebuie să vorbesc mai încetișor. Așa. Cum sunt puțin amare, o să adăugăm o lingură de zahăr, de 300 de zahăr. Haha, mulți când ați auzit zahăr, ați deschis ochii mai bine. Obiectivul este să îi camufleze amăreala asta. Nu e atât de mare, dar se simte. Și cred că e o amăreală care iese. Adică nu e amară nemâncabil, e o amară, un amar care iese de la alge, de la cozi de mărar, sigur că ele au vitamina C mai concentrată. Deci cu zahăr facem afacerea. Ca prin minune, amăreala i-a dispărut. Asta am învățat-o de la un chinez. El pune în orice mâncare, pune zahăr.
mult puțin. Ia uitați zacusca. Ia uitați ce minunăție avem aici. Zacuscă cu bucăți de soia. Condimente exotice. Pe deasupra niște pătrunjel care acompaniază niște spaghete. După cum vedeți, mulți sunt obișnuiți să zică spaghete boloneze vegan sau de post sau nu știu ce, nu. Spaghetele boloneze conține carne. Aici avem niște spaghete cu soia și cu zacuscă a la Papi Kitchen, tradițional românește, zacuscă de la bunica, adică de la bunicul, că eu sunt bunicul. Îmi place, sună frumos, de la bunica, că bunica înainte era singură pe bătătură și cultiva, spăla, făcea curățenie, dădea la animale. Ok, ia să vedem ce avem deja la prima vedere. Wow, wow, aș mânca numai de-astea toată ziua. Extraordinar. Am mai adăugat niște bulion ca să fie mai susat așa puțin. Nu uitați că zacusca are rolul ca sus, nu ca zacuscă. Și nu se mănâncă pe pâine cum suntem obișnuiți la Papi Kitchen. Vedeți lucruri noi, lucruri câteodată vi se par trăznite, dar sunt excelente. Papi Kitchen vă învață să supraviețuiți atunci când e război. Sper ca să nu vină niciodată și în țara noastră. Ia uitați rezultatul final. Ai și mai roșu de la bulion, pentru că zacusca e de obicei mai galbenă, puțin de la legumele care sunt în ea. Trebuie să vă spun că la gust este absolut magnifică. Oh, 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 oh. Ia să mai vedem aici. Ia. Mâine o să fie și mai bună. Și aici avem pastele făcute. Adică spaghetele, nu ne rămâne decât să le facem mise en place în farfurie. Și acum să trecem la mult așteptatul mise en place. Ia uitați ce avem aici. Porție generoasă. Facem așa, cuibuleți. N-ați mai auzit de mult perfectos, nu? Ia uitați! Spaghete cu soia bucăți, zacuscă, sos de roșii, condimente exotice. Chiar și sportivii pot mânca așa ceva. Și acum, la tuș final, excelentos! Perfectos!
Dăm așa ca asemănătoare, un pic peste tot. Superb. Păi, vă mulțumesc pentru atenție. Poftiți la masă și vă spun, pe data viitoare deja îmi plouă în gură, sper să vă plouă și vouă. Au revoir!